1-1 pentru? Brigada de arbitri. De ce? Păi, pentru că ei au câștigat. Noi ne-am războit și noi și Reghinu și au câștigat arbitrii. Cel puțin asistentul 1 și centralul, care era săracă, era în afara oricărui sport, dar nu fotbal. Când te-ai călit un pic la arbitraj, a venit un alt arbitraj mai rău decât toate celelalte. Da, din păcate, da, eu speram să nu mai avem arbitraj așa de slabe, însă... Ce poți să zici? Încercăm să jucăm, dar din păcate pe bancă te-a prins, pentru că, sigur, poți să fii și subiectiv. Vezi la anumite faze în favoarea ta, nu le vezi pe cele ale adversarilor, care probabil și ei cer la fel în favoarea lor și nu se dau, dar una peste alta, arbitraj foarte slab, care a contribuit la rezultatul de 1-1. Deci, cel puțin, felul în care au primit penalti adversarii, din două faze controversate, cel puțin la mine a fost un penalti, eu așa cred. Aștept să văd și imagini, dar așa cred. Altfel ca joc? Altfel ca joc, destul de bine. Îi studiasem, am văzut că joacă tot timpul cu minge lungă, așteaptă să ieșim să joace în spațiu, pentru că au jucat cu doi atacanți în față, cu viteză, plus Benzile, Murar și Fechetiș, care aveau viteză. I-am știut și de aia nici n-am ieșit de la ei la început, ca să prindem noi spații și chiar pe spații am avut două, trei situații pe primele 10 minute. Am reușit să și marcăm, însă ne costă lipsa asta de maturitate. Degeaba suntem puternici, mă refer la Roberto Haznaș, puternic, are fizic, are calități bune, dar lipsa de maturitate pe poziționare, minge lungă, știam ce trebuie să facă și el știa ce trebuie să facă, l-a surprins, a căzut mingea, a intrat în duel și arbitraj slab, atât așteaptă. Nu știu, a fost penalti, n-a fost, probabil că o fi fost dacă l-a dat. Și ne costă lucrurile astea. În vară ne-au bătut cu 2-0, astăzi a fost 1-1 și puteam câștiga. E un progres asta? Este un progres în joc, cel puțin, pentru că deja ai pus la o echipă bună care a pierdut doar un singur joc și e singura echipă care a bătut până acum liderul, pe Miercurea Ciuc. Le-ai pus probleme multe, ai avut două bare, ai avut situații bune. Deci se vede o creștere, dar bun, am pus și un punct în clasament, în cele din urmă am reușit să facem și egal. Toți ziceam că nu facem egal, am făcut și egal, dar mi-ar fi plăcut să câștigăm. Ce urmează? Urmează deplasarea la Sănătatea Cluj să vedem cu ce mergem, pentru că suntem foarte puțini. Capitanul echipei roșu, gratuit, Patca roșu, direct și va sta două etape, Stoianov accidentat, e greu, e foarte greu. Tot ce am pe bancă sunt numai juniori, fără experiență și cred că dacă iau să le număr jocurile de la junior, nici acolo n-au jucat titular meci de meci. Și e foarte greu, pentru că se vede lipsa maturității și pe lângă asta și lipsa forței. În momentul în care sunt unul contra unul și apropiat cu adversarul, încă ne lipsește forța, pe care nu o poți pune de pe azi pe mâine. Programul de forță îl pui, o forță o pui în 6 luni. Vom pune și forță încet încet, dar mai trebuie să treacă timp. Una peste alta, suntem în grafic? Azi zice că suntem în grafic. Acum depinde și de rezultatele celelalte. Ne uităm și la celelalte situații sub noi. Faptul că ai făcut, totuși pui un punct în clasament după două etape în care n-ai pus niciun punct, e un lucru, astăzi, un plus micuț. Mersi. Bun.